Salut, sunt Dumitru și mi-e foame. Sunt Covache și mi-e foame. Sunt Șerban și mi-e foame. Salut, sunt Ivanov și mie mi-e foame, dar mă abțin. Astăzi ne aflăm în sectorul 5 și vom căuta, pentru că este Paște, nu miel așa cum vă așteptați, ci pește sau miel de apă, cum zice Covache. Invitat în emisiunea de azi, Doru Ivanov! Toată lumea pe platou? Liniște! Taci, Jo! Incompetentule! Bă, vorbiți mai tare, mă! Provocarea mea vine de la David Constantinescu de pe YouTube. Să mă prefac că sunt fumat, frate. Știi ce zic? Sunăm la Pizzicato! Bună seara, sună la Pizzicato. Numele meu este Luca, cu ce mă pot ajuta? Să rămână, aș vrea să fac și eu o comandă, mă rog. Puteți să-mi spuneți strada pe care comandați, vă rog? Calea Rahovei. Piața Amzei? Calea Rahovei, în Rahova. Calea Rahovei, da. Calea Rahovei, ok, ok. Scara? Alexandru 1 sau Antena 1. Okay. Interfon? Interfon, da. Da. Aș mânca un pește. Somon grill, păstrăv? Ce aveți, somon grill și? Păstrăv. Haide, dați-mi... Vă rog frumos, da, vorbiți frumos. Îmi cer scuze. Dați-mi un păstrăv, vă rog. Garnitură pentru păstrăv? Aș vrea... Cartofi marini, piure, prăjiți? Aș vrea cartofii. Cartofii sunt, sunt din ăștia naturali sau de la pungă? Naturali. Vreau cartofi prăjiți dacă sunt naturali, vă rog. Că... În regulă, comanda în aproximativ 45 de minute. Poftă bună! Hai de mea! Provocarea este de la Popovici Toma să vorbesc ca și cum sunt la o mormântare. Hai, puneți camera unde trebuie. Că... Sunăm la Casa Brâncoveanu. Bună seara. Când vine ceva, vin toată dată. Mă scuzați. Sunt la un privec și vorbesc un pic mai... Nici o problemă, stați mișit. Bunicul meu s-a stins de curând, a avut 86 de ani, săracul, Dumnezeu să-l ierte și... Mă rog, știi... Da. Aș dori să comand un păstrăv la grătar. Trebuie adresa dumneavoastră. Numai puțin. Dă pisica de pe el, te rog mult, că nu... Ce naiba, mă? Dă pisica de pe el, te-am rugat mult! Un păstrăv la grătar cu cartofi prăjiți, vă rog mult, și un sos de usturoi, un mușdei. Comanda minimă, dracova, este de 60 de lei. Aoleu, o să mai vorbesc pe aici și mai vorbesc cu cineva. Am dat și mulți bani, preoții ăștia ne-au luat bani pe lungul, dar mulți. Da. Ca la România. Bine, Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne. La revedere. Provocarea mea este de la Răzvan R. Comandați comportându-vă ca și cum vi s-ar părea amuzant orice ar spune operatorul / operatoarea. Voi suna la Delarte. Delarte, bună seara. Bună seara. Vreau să fac și eu o comandă la dumneavoastră, vă rog. De unde știți? Ați mai fost pe aici? Nu sunteți de la poliție, nu? Avem file și acolo. Aveți cumva pește de mâncare? Cum? Aveți vreun fel de pește? De care doriți? Păi de care aveți? Mai sunteți acolo? Din păcate, da. De ce din păcate? Da, nu știu. Păstrăv aveți? Da, la grătar. La grătar e perfect, nebunul, pârlit acolo. Cu cartofi prăjiți. Atât? Unde le mai scoateți? Aș mai vrea și o mămăliguță și un mușdei. Bună? Dacă e bună? Unde le mai scoateți? Nu înțeleg dacă ați spus că e bună sau una, dar una. Bă, cam pierdeți răbdarea cu mine, nu? Ne-am destul.
Asta cu răbdarea a fost foarte bună. În jur de 50 de minute ajunge. E perfect. Ok, o seară bună. Da, o seară minunată, sunteți nemaipomeni. Veți o voce nemaipomeni. Bine, mă, bravo. Hai, băieții, pe platou. Gras, pe platou, Covache. N-o mai freca la iurea, hai pe platou. Ivanov! Da! Treci pe platou aici! Da, să trăiți! Să nu zic a doua oră! Hai țigare, haide, hai! Sunt la Dominum Delivery. Alo? Bună seara, bună seara. Mă scuzați că la un priveghe a murit bunicul meu și... În fine, aș vrea să comand un pește. Spuneți-mi, vă rog, ce pește aveți. Pește nu am nimic, din păcate. Bine, mulțumesc mult! Seară bună, la revedere! Provocarea mea vine de pe YouTube, de la Cristi Simion. Să dați comandă ca și cum ați fi un operator în call center-ul... În call center-ul... De la Vodafone! Vom suna la Trattoria Belvedere. Bună seara, numele meu este Andrei, de la Vodafone, și aș dori să fac o comandă la dumneavoastră, vă rog. Să spuneți numărul de telefon. 0759. E număr de Orange, dar l-am trecut pe Vodafone. Andrei, a spus că este numele dumneavoastră? Andrei, da. De la Vodafone, probabil, că de-aia mă știți. Nu vă știu. Lucrez la call center și, mă rog, pe ce rețea sunteți? Pe toate. Aveți și Vodafone, adică? Da. E, dacă ați sunat de mai multe ori la Vodafone și ați vorbit cu cineva, Andrei, dacă vă aduceți aminte, eu eram. Nu știu, dați-mi adresa dumneavoastră. Sau probabil că ați vorbit cu colega mea, Andreea. Calea Rahovei. Sunteți mulțumit de serviciile Vodafone? Da, suntem mulțumit. Ce abonament aveți? Nu știu să vă spun. Ce folosiți? A, e de firmă. Dar acasă al dumneavoastră personal ce e? Pe ce rețea sunteți? Pe Digi. Pe Digi. A, să știți că ne-au luat-o înainte ăștia de la Digi. Da, dați-mi comanda, dați-mi adresa dumneavoastră și comanda, vă rog. Etajul 7. Nu știu dacă știți abonamentul Red 7. Apropo de 7, e foarte bun. Nu, dar mi-am adus aminte și dacă vreți eu vă ajut să vă faceți un abonament mai bun, de-aia vă întrebam, că eu lucrez acolo și știu, de-aia vă ziceam. Aș vrea să comand, am văzut că aveți un păstrăv la grill cu cartofi prăjiți, cu mămăliguță și un mușdet. Cu cine am vorbit? Marius, că m-ai servit așa și mi-a plăcut cum ai servit, dacă vrei pot să-ți aranjez ceva, să iei și un telefon mai bun la Vodafone dacă vrei. Ce telefon ai, de curiozitate doar? 10-5-2-6. A, e la de la Digi, dar să știi că eu pot să-ți dau un Samsung. Nu, l-am luat de la Orange. A, serios? Da, să știi că dacă vrei să ții vreodată vreun Samsung mai bunicel așa, poți să notezi numărul ăsta, asta Andrei, ți-am zis, de la Vodafone și mă sun când vrei tu. Facem un deal frumos. Și pot să-ți dau pe abonamentele astea și la cartelă, dacă vrei, îți dau nelimitat. Tu, de pe piață, nu poți să iei nelimitat, știi? Dar îți dau eu, că am eu niște jmenuri pe acolo, știi? Că dacă, dacă lucrezi la ei, știi? Și minute internaționale îți dau dacă vrei. Că mai servit cum trebuie și m-a plăcut. Am nelimitat la Digi cu... Da, dar n-ai internațional, aia e. Știi că nu vorbești internațional. Dacă vrei să vorbești internațional, plătești mai mult. Eu știu că tot ce merge pe piață. Da, bine. Mulțumesc frumos, atunci mai vorbim și mă sun, Marius. Da, dacă ai probleme ceva vreodată, mă sun pe mine, da? Ok, la revedere. Bine, mersi mult de tot. Din păcate, Doru a rămas fără pește, trebuie să descurce singur. Dacă tot nu are pește, am zis că o să sune și o să comande ce vrea el. Aș vrea să comand ceva, nu știu, un grătar. Numai platou de grătar la ora asta. Cât este platou pe care poți să-l comand? 39 de lei. De pui sau de porc? De pisica, te rog din sufletul meu, de pisica! De pui sau de porc? De porc, de porc, de porc, bro. Te rog să dai pisica, ți-o arunc pe geam, îți jur, ți-o arunc pe geam! Dorule, hai că a venit părintele, mă. Ok, bine atunci. Bine. Vă mulțumim, la revedere. A venit părintele, mulțumesc. Cu cine vorbești? Mulțumesc, la revedere. Dar ai întristat-o un pic și pe ea. Bă, am fost prea trist, mai trist decât trebuie. La mea m-a întristat și pe mine. Azi am primit pe băieți la mine în sectorul 5 și am întâmpinat cu un joc de Jenga. Până ne vin comenzile, zic să facem un turnuleț frumos. Salut și bine ai venit la noi, frate, nimerilor, mi-e foame! Mi-e foame, mi-e foame, mi-e foame,
doamne. Mersi mult. Băi, vreau să zic că mi-a venit comanda de la Pizzicato. A venit foarte repede, foarte prompt. Salut. Mi-e foame. Ciao. Veniți mâncarea mea de la Delarte, aici, în punga asta. Ia. Salut. Poți să zici de 3 ori, dar așa, cu strigă din ăsta de spartan. Mi-e foame. Atunci zic că nu mi-e foame. Perfect. A venit și mâncarea mea de la Trattoria Belvedere. Mai zi odată că am mișcat camera. A venit și mâncarea mea de la Trattoria Belvedere. Mai zi odată că a făcut ultima rândă. Hai să-mi bat. A venit și mâncarea mea de la Trattoria Belvedere. Dacă nu-i vine, nu mai zic. Băi, nu mai filmez, bat. Imediat. Salut. A fost super tare asta cu privirea muzicării. Bă, nu mi-a venit peștele și cel mai bun pește este un mix grill de grătar, de porc. Așa arată păstrăvul meu, arată delicios. O mămăliguță zdruncinată, cartofii care au zis ei că sunt naturali, nu prea par, dar mișteiuțu. O mămăliguță care arată chiar bine. Aici avem cartofiori, presupun. Cam puțin. Tam! Ia uite-l. Și mușdeiul de usturoi. Am sesizat că cei de la Pizzicato nu mi-au trimis doar un păstrăv, mi-au trimis două fileuri de păstrăv, cartofii la mama lor, naturali, și mușdeiul de 2 lei. Avem aici castraveți murați, așa înseamnă că nu am comandat nimic de pește, că nu mergea. Pește? Hap. Hei, eu astăzi am comandat de la Delarte. Mă situez pe locul 1 la egalitate cu Dumitru. Pe locul 2 ar fi Pizzicato. Și pe locul 3, peștele care grohăie al lui Doru. Pe locul 1, Alexandru Șerban la egalitate cu Cristian Dumitru. Iar pe locul 3, peștele cu șorici al lui Doru Ivanov. Eu astăzi am comandat de la Trattoria Belvedere. Deci pe primul loc aș fi eu, după care Alex Șerban. Pe locul 3 ar fi Marius Covache. Și pe locul 4, în afara concursului, Doru Ivanov. Iar foșnește grasul, iar nu mai pot să zic. Iar s-a apucat să foșnească, când zic eu. Și pe locul... Hai mă, nu cred, lasă-mă! Și pe locul 4, stai cu minte gras! Și pe locul 4, Doru Ivanov. Fac un top la ce am gustat de la ei. Peștele lui Cristi cu al lui Alex pe locul 1. Peștele lui Covache era doar filet. Nu i-am găsit eu gustul personal. Vă mulțumim! V-a citat și astăzi la noi la ediția specială de Paște. Bă, dacă v-a plăcut și dacă nu v-a plăcut. Și dacă nu v-a plăcut. Voi trebuie în continuare să dați acolo like, share, subscribe și provocări. Dați câte un like, nu fiți nebuni. Subscribe. Și ce vă sărăcesc cu subscribe-ul ăla? Provocări. Și dați-ne provocări ca să le facem în emisiune. Dați-ne! Până data viitoare, Paște fericit! Paște fericit! Paște fericit! Fie ca lumina... Fie ca nouă, Paște lumina nouă. Fericit. Fie ca... Taci! Fie ca niciunul dintre voi. Capul mai sus. Asta era durul. Oameni buni. Taci. Cana jambe. Hai, că nu mai am spațiu. Gata, ajunge. Paște fericit. Paște fericit și hai ca să ne facem sus, jos, jos, jos. Gata, mă, taci odată. Dale lui Dumitru.